Ce ai uitat așa? De ce? Nu pot să spun. Îți închide ochii? Nu mereu. Nu le reimaginezi altor? Și... Tot doi plămâniei? Ce vrei să mă întrebi? Ce glumeți ești tu, mă jur. Te juri? Și după aia îmi zici mie. Păi vezi că... Hai, du-te la întrebarea ce vrei să mă întreb, că nu-i întind la care trebuie. Nu? Da. De ce nu? Că n-am chemat lângă mine. Da. Hai, ce vrei să mă întreb. Într-o zi o să vezi scandal cu mine. Abia aștept. Nu știu ce am să te întreb, am uitat. M-ai de ajutat. A fost ce frumos e în Grecia. Abia așteptam să zic. Ai văzut peisaj? Vai, Nica. Mi-am imaginat acolo când eram iară. Să stăm acolo pe plajă aia și să ne-am scăpat. Am reușit. Am ieșit. Hai bine, eu ridic geamul. N-ai văzut să-l pui mâna? Păi n-am pus mâna. Nu mai fi un copil obraznic? Păi dar n-am pus mâna, dar arată tot o amprentă pe sticlă. Cheamă poliție. Dacă tu vezi o amprentă pe sticlă. Ce-a prea mea amprentă, dacă te-am spălat va. Caute dovadă. Da. Și eu am la fel și activ. Da, și de la ce se fac? Și am aflat de când speli vasele. Nu, că de la mâna ta, nu știu ce. Domnișoară, Claudiu. Deci, știi de la ce facem noi chestia asta în degete? Dacă îți dau răspunsul, o să zici că Dani ești un geniu. Noi facem asta pentru că folosim buletele de sârmă și ne tăiem ușor în el. Da? Da, pe am observat că acolo fac. Noi ne zgâriem buletele de sârmă. Creier! Ia nu mai folosi buletele de sârmă. Că speli vasele, că strece. Da? Ți-a trecut? Da, sunt aproape terminate, gata. Da? Da. Sunt vindecat aproape. Ce ai zis, frate? Creier. Ai scripit aici. Nu iubire, luminezi de inteligență. Da. Aseară ne-am băgat la somn la 12, când ne-am băgat în pat. Și am început să dormim cu nervi. Eu cu Mihai și cu Andrei făceam un pat. De ce? Nu puteam să dormim. Dar ne duceam pe parte, ba, pe altă, vedeam. Mai așa făceam. Cine? Eu și cu Mihai. Și Andrei? Andrei a dat un picior în calorifer, dar am crezut că a crezut calorifer. De ce? Nu știu, s-a întors și rălatul cu nervi, dar a dat un picior în calorifer. Hai, dar de ce aveți nervi? Că nu puteți să dormi? Deci acasă steam pe telefon până dormeam cu telefonul deschis. Și acasă când o să fii cu mine? O să mă obosesc să adorm. Cum? Facem sală. Alergăm pe bandă. Da. În bici și mânii l-am dat pe acolo, alergăm să... până ne întoarcem seara acasă. Lasă-mă.
lasă mâna, să văd ce fac. Păi, să-ți arăt doar. Ce mă muști? Asta și 7 de kg de față. Și ce bine că când mă pup nu e o problemă. Ia ce mi-ai făcut. Fă-și pe un ceas. Au, că nu pot, că îmi stric aparatul. Vezi că mi-ai lăsat tu aparatul, că mă... Doamne, ce-o scută de parcă cine știe ce am făcut. Am simțit că mi s-a rupt o gumă. Mamă, e și jumătate. Nu făceam. Făceam mai frumos. Mi-e rușine. Doamne, ferește, n-ai scăpat de ticul ăsta. Ce așa? De ce? Te enervezi? Nu, dar tragi buzele. Să văd. Și dacă te trezesc și mâine dimineață? Nu mai vedem noi asta dimineața decât la final, ultima săptămână. De ce? Păi ai să-ți doamna și spune că nu mai o să avem micul dejun împreună. Mă. Să vezi. Nu e corect. Da, stai să vezi. Te-ai gândit vreodată să mergi în Laponia? Nu, tu? Da. Păi de ce, chiar? Vrei să rămâi fără unghii? Recent când? Mâine. Nu, recent chiar ai zis. Păi da, recent. Da, dar când recent? Mâine o să mă gândesc. Mă, au. Și tu, mă, ce-i? Ce-i? Ce vrei să faci? Ce? Bun început, așa, ok? Te rog. Hai. Ce? Hai să mai zic, nu vreau să mai fumez. Hai, mă. Nu. De ce? Pentru că vreau să comunicăm. Ce să comunicăm? De la Ponia. Mă, serios? Nu, vreau să te văd cum fumezi. Tu vrei așa? Da, da. Așa, da, nu? Ai sclipici pe frunte. Sclipesc eu, iubire. Da, nu faci. Și ce-s cu pantalonii ăștia? Ce ești? Serios, ce-s cu pantaloni? Serios. Sunt foarte la modă. Te uiți? Hai, las poveditive. Hai, bine, zi-mi păcatele. Zi-mi, bine, zi-mi păcatele. Pe bune. Da, pe bune. Nu e șefa tu. Serios. Glumesc. Ești mișto. Eu sunt mișto. Tu, da. Ha, ce vrăjare ai. De ce am vrăjare? Putem să vorbim de Laponia? Nu vreau. De ce trebuie să vorbim despre Laponia dacă eu vreau să vorbesc despre altceva? Nu vreau să vorbim despre cum să vin eu afară să văd cum fumezi tu. Da, ți-am zis eu asta? Da, de-aia mă chemi afară. Ai vreo surpriză pe terasă pentru mine?
Da. Hai. Ce faci tu odată? Ai mai dat să faci circulație cu foc? Da. Da? Nu vreau să mă. M-ai pupat astăzi. Eu încerc să avem niște discuții despre călătorii, despre locații, despre... Tu mă întrebi de câte ori te-am pupat azi. Da. Te pleci. L-ai numărat? Da. Sunt 7. Eu doar. Tu? 2 ori, știu. Hai să vorbim. Schimbăm subiect. Ia fiți atenți. Ce părere? Că e primul subiect dat de Diana. Vezi. Vezi ce? Trece trenul, hai. Hai. Ia să vorbim, zi iubirea mea, dragostea mea, floricica mea. Mama ta îmi spune că sunt ca o floricică. Da, viața mea, bine, rădăcina mea, zi. Da, te-ai implementat în inima mea. Nu sunt ca o floricică. Și ai un nume foarte frumos. Ok, bun. Ce părere ai avut? Când? Acum, când ne-am întors de la cap. Despre ce am discutat cu mama. Ați dezgrupat morți. Ați dezgrupat morți, așa mai un termen popular. Da? De ce? Nu, trebuia de adus în discuții. Mi-mi plac imaginile cu... Udi. Ce-ai găsit? Ai găsit unul care e un imatur, indecis? Ai luat ultimul după raft. Tu? Uite, exact fata asta o faci în live. Așa m-ai făcut iubirea mea, m-ai făcut imatur. Și de ce te-a deranjat că ți-am zis imatur chiar doar pe tine? De ce vrei să ne certăm toți, să ne certăm cu Roberto, cu tine? Părerea despre mine, care n-avea nicio treabă cu mine, eram venită de 2 zile. Dar mi-am cerut scuze. Știu, dar eu nu te-am iertat. Am zis că te iert când văd imaginile alea și văd exact ce. Păi o să supești, da, cu să le cauți când ești afară. Și m-a supărat tu? Da, eu. De ce? Ia ieși tu de aici, că la mine e mai cam verde partea asta la mine aici. Hai, bine, bine. Așa. Ce dai tot mie acum înapoi? Nu. Așa. Nu mai vreau. Așa. Nici eu nu mai vreau. Nici eu nu mai vreau. De ce? Mai pot. De ce? Mai pot. Mănâncă. Păi dacă mai pot. Mănânci. Ce mânci? Mi-a rămas între aparea. Ia. Sus? De ce nu mai mânci? Da, să mâncăm, că a făcut mama ta. Păi dar nu mai vreau eu. De ce? Că râd eu? Dar nu mai vreau. Am gustat. Pentru că eu am râs și acum nu mai vrea să mănânci. De ce ai râs? Nu știu, stați cu patria. Am ia frișca aici. Și când vă pupați, nu vă scuipați. Da, da. Dar râde de 15 minute. Da, de curând. O criză de râs. Avea frișcă aici, eu râdeam care frișcă, el se ștergea și nu mai avea frișcă, și, dar totuși el credea că avea și scotea limba până aici, dar mă rog să da, uite, uite. Măcar unul dintre noi, fericite, să nu mai deschizi subiectul în seara asta cu Roberto, v-am discutat eu. Vorbeam de momentul când a intrat Diana în casă. Ți-am spus, ca să știi ce vei face după ce se închid ușa. Că ți-ai făcut că? Am discutat eu. Și? Și a rămas să discutăm, vedem ce se întâmplă mâine în live și mai discutăm atunci dacă mai ceva discutăm.
Da, mă, vorbeam de când ai intrat Diana în casă. Păi, Diana n-am mai invitat să stau cu voi. Te porți de parcă am venit și te-am deranjat. Da. Nu. Ba, da. Când ai intrat Diana în casă, până acum râdeai. Ce-am făcut? Da. Pentru că nu mă plăceai. Ce vrezi, oare?